Vremea va fi în continuare mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, cu maxime la nivelul întregii țări cuprinse între 2 și 11 grade. Cerul va fi acoperit de nori, dar până la amiază, din loc în loc, se va arăta și soarele. În zonele sudice, dimineața va fi ceață, izolat, asociată cu burniță. Vineri, vremea ne răsfață din nou și, chiar dacă soarele se mai ascunde printre nori, temperatura va crește până la o maximă de 8-9 grade Celsius. La fel ca și zilele trecute, vântul nu va crea probleme. Astfel, mâine la Bolintini, Mihăile și Ghimpați se vor înregistra 8 grade Celsius, Hotarele, Izvoarele și Comana 9, iar la Giurgiu va fi ceva mai cald, 10 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 6 km pe oră din direcția sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercuri, iar umiditatea de 84%. Apele Dunării sunt în creștere cu 2-12 cm, cota probabilă fiind 71 cm.